Încep controlele în toate piețele agroalimentare și unitățile de alimentație publică din Vâlcea. Inspectorii din cadrul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Direcției de Sănătate Publică și Oficiului Județean pentru Protecția Consumatorilor vor verifica în perioada premergătoare sărbătorii pascale unitățile care comercializează carne și alte produse de origine animală, ouă sau vopsea de ouă. În mini-vacanța de 1 mai nu vor scăpa de controle nici restaurantele din Vâlcea. Există un program bine stabilit premergător sărbătorilor pascale, inclusiv perioada de 1 mai, în care DSVSA Vâlcea împreună cu colegii verificăm inclusiv numărul de turiști care participă la mesele festive din această perioadă. Deci în restaurante, ca să fie pe înțelesul tuturor, se fac verificări și în restaurante. Pe de altă parte, inspectorii DSP vor verifica până vineri 26 aprilie condițiile igienico-sanitare din unitățile de alimentație publică, dacă produsele sunt în termen de valabilitate sau dacă sunt păstrate în mod corespunzător. Potențialul pericol pe care îl reprezintă neconformitățile constă în contaminarea produselor alimentare, nerespectarea bunelor practici la locul de muncă, care pot duce la apariția unor afecțiuni la consumatori. Unitățile de comercializare produse alimentare trebuie să se respecte condițiile igienico-sanitare conform legislației în vigoare și anume depozitarea corespunzătoare a produselor alimentare, etichetarea produselor alimentare, asigurarea apei curente, reci și calde, starea de igienă a unităților, asigurarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție, precum și asigurarea dotării unităților cu ustensile și materiale pentru efectuarea acesteia. Nu în ultimul rând, efectuarea analizelor medicale periodice a lucrătorilor. Anul acesta, vâlcenii care vor să cumpere carne pot merge în spațiul special amenajat pentru sacrificarea mieilor, în parcarea din fața ștrandului Ostroveni. Vreau să spun că în colaborare cu primăria Râmnicu Vâlcea, în perioada sărbătorilor pascale, o să avizăm temporar centrul de sacrificare a mieilor în zona ștrandului. Adică da, un program bine stabilit, sub supraveghere sanitar-veterinară. Programul pe care l-am stabilit în comun acord cu domnul primar este de la 8 până la orele 17, funcție de putem și prelungi în caz în care cererea este mai mare de sacrificare a miilor. Totul se va face sub restricționare sanitar-veterinară, sub aviz și supravegherea noastră.